Astăzi vom rezolva o problemă de geometrie cu triunghi dreptunghiuri. În triunghiul ABC avem măsura unghiului A este egal cu 90 de grade, AC este 20 cm, AB este 15 cm și trebuie să aflăm perimetrul triunghiului. Deci, ABC, știi că măsura unghiului A este de 90 de grade și AC este egal cu 20 cm. 20 de centimetri și că AB este egal cu 15 centimetri. Trebuie să aflăm perimetrul triunghiului. Vedem că în triunghi avem un unghi de 90 de grade și avem ambele catete 15 centimetri și 20 centimetri. Observăm că putem să folosim teorema lui Pitagora, care constă în faptul că ipotenuza la pătrat este egal cu cateta întâi la pătrat plus cealaltă catetă la pătrat. Deci scriem că în triunghiul ABC, măsura unghiului A este de 90 de grade. Am folosit teorema lui Pitagora. Ipotenuza la pătrat, deci ipotenuza este BC la pătrat, este egal cu AB la pătrat plus AC la pătrat. Din asta rezultă că BC pătrat este egal cu 15 la puterea a doua și plus 20 la puterea a doua. Asta va fi egal cu 15 la puterea a doua este 225, iar 20 la puterea a doua este 400. Deci plus 400. Asta va rezulta în 625. Mai departe, trebuie să aflăm pe BC. Deci BC va fi egal cu regina pătrată a lui 625, care este 25, ceea ce sunt centimetri. În problemă trebuie să aflăm perimetrul triunghiului. Perimetrul cu ce este egal? Perimetrul triunghiului este egal cu suma laturilor. Deci, este egal cu AB plus BC și plus AC. Perimetrul triunghiului va fi egal cu, înlocuim toate datele, 15 cm plus BC. Am aflat că este 25 de centimetri și plus AC, care știm că este 20. Facem calcule. 15 plus 25 este 40. 40 plus 20 este egal cu 60 centimetri. Scriem răspunsul. Răspunsul este că perimetrul triunghiului este egal cu 60 centimetri. Succes la matematică! Sper că lecția ți-a fost folositoare!